Iubiți frați și surori, mă bucur să vă reîntâlnesc în dimineața aceasta. Mă rog pe toți Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt împreună cu soția mea, cu Nicoleta, și am petrecut momente speciale ieri la conferința de tineret. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze și în această dimineață. Frate păstor, frați și surori, vă salut cu mult drag. În numele Domnului Hristos și în numele Bisericii Învierea, pe care prin harul Domnului Biserica Învierea din Oradea o păstoresc. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Vă rog să vă ridicați în picioare, pe aceia care aveți cu dumneavoastră scripturile. Vă rog să le deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 26. Voi citi de la versetul 26 până la versetul 29, pagina biblică 956. Evanghelia după Matei, capitolul 26, citesc de la versetul 26 până la versetul 29, pagina biblică 956. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: bestoz în el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Doamne, stăm în aceste momente înaintea Ta. Îți mulțumim că până în clipele acestea ne-ai cercetat, Doamne. Ne-ai cercetat prin îndemn, prin cântare, prin rugăciune, prin mărturie. Doamne, mă rog pe mai departe să deschizi o ușă largă de cuvânt. Mă rog să-mi dai călăuzire și inspirație și ungere sfântă. Mă rog, Doamne, să ne deschizi inima pentru cuvântul Evangheliei. Vorbește-ne, Doamne, fiecare dintre noi și învrednicește-ne ziua aceasta să ne împărtășim cu trupul și sângele Tău. Și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Vă rog să vă reașezați. Stăteam de vorbă odată cu un frate și îmi spunea printre altele: frate Dan, nici nu mai știu câtă vreme a trecut de când m-am împărtășit ultima dată. Nici nu mai știu de câtă vreme n-am mai stat cu Domnul la masa Lui cea sfântă. Când a fost ultima dată când te-ai împărtășit cu trupul și sângele Domnului? Cât de des te împărtășești cu trupul și sângele Domnului? Cât de importantă este pentru tine, cât de importantă este pentru mine cina Domnului Hristos? Se ridică o întrebare în această dimineață: de ce să iei cina Domnului? Dincolo de faptul că este o practică bisericească pe care o vedem tot mereu în mijlocul adunărilor noastre, cam o dată sau de două ori pe lună, de la biserică la biserică, întrebarea se pune în această dimineață: de ce să iei cina Domnului Hristos? Despre acest lucru aș dori să predic în dimineața zilei, și anume, de ce să iei cina Domnului? De ce să iei cina Domnului? În primul rând, pentru a-ți aminti că poți să fii iertat. În primul rând, pentru a-ți aminti că poți să fii iertat. Primul motiv pentru care trebuie să vii la cina Domnului Hristos, să te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos, reprezentate de aceste două elemente, o împărtășire spirituală, este acela, motivul este acela că noi putem să fim iertați și trebuie să ne aducem aminte tot mereu și tot mereu de faptul că noi putem să fim iertați. Noi chiar suntem chemați să ne mărturisim păcatele și să căpătăm iertare de toate păcatele noastre ca să fim gata să ne întâlnim cu Dumnezeu. Iubiții mei, noi venim la biserică și venim să ne împărtășim ca să ne pregătim să ne întâlnim cu Domnul nostru Hristos când va veni pe nori de slavă. De ce să iei cina Domnului Hristos? În primul rând, pentru a-ți aminti că poți să fii iertat. Fiecare dintre noi avem păcatele noastre. Până ne întoarcem la Dumnezeu, avem anumite păcate. Poate păcate ale privirii, ale gândirii, ale vorbirii, ale înfăptuirii, poate anumite relații păcătoase. Ne întoarcem la Dumnezeu, ne mărturisim păcatele, îl proclamăm pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Încheiem legământ cu Domnul apa botezului, dar se întâmplă după aceea din nou să mai greșim, prin vorbirea noastră, prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru, să-L supărăm pe Dumnezeul nostru. Și se pune o întrebare: după ce te-ai întors la Dumnezeu, după ce ai venit la adunare, ai încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, când te rogi, mărturisești, dăruiești pentru gloria lui Dumnezeu, ești un om cu principii sfinte și totuși mai cazi în păcat, se mai poate să te ierte Dumnezeu? Și vine Satana și spune: auzi, te-a iertat Hristos pentru păcatele pe care le-ai făcut până când ai încheiat legământ cu El. El nu te mai iartă pentru păcatele ulterioare. În această dimineață noi stăm la masă cu Iisus Hristos ca să ne aducem aminte că Iisus Hristos ne iartă păcatele. Stăteam de vorbă odată cu cineva și îmi spunea felul următor: frate Dan, eu nu cred că Domnul mă mai poate ierta.
am spus, am făcut, m-am dus în diferite locuri, măcar că sunt un creștin care l-am proclamat pe Hristos ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Dar nu mai cred că Domnul mă poate ierta. Textul nostru spune dimineața aceasta că Iisus Hristos, când împarte pâinea și împarte mustul, proclamă acest cuvânt: trupul acesta se frânge pentru iertarea păcatelor voastre. Sângele acesta, vinul acesta sau mustul acesta, cum este textul sfânt, s-a vărsat și este reprezentat de rodul viței, s-a vărsat sângele meu pe crucea Golgotei spre iertarea păcatelor voastre. Dintr-o dată înțelegem că Iisus Hristos, Domnul, a murit pentru păcatele noastre și noi putem să căpătăm iertare de toate fără de legile noastre. Sângele lui Hristos, zice, s-a vărsat pentru iertarea păcatelor voastre, spre iertarea păcatelor voastre a fiecare dintre noi. Noi venim la masa lui Hristos pentru a ne aduce aminte că noi putem fi iertați de toate păcatele noastre. Putem să avem liniște și pace sufletească, putem să stăm în prezența lui Dumnezeu fără nicio mustrare de conștiință, pentru că pe toate păcatele pe care le mărturisim și de care ne pare rău, de care ne pocăim, Iisus Hristos ne iartă și putem să avem liniște și pace sufletească. Ba mai mult, spune Scriptura că dacă nu avem motive pentru care să ne mustre conștiința în prezența lui Dumnezeu, știm că putem să ne rugăm lui Dumnezeu cu încredere și orice lucru îi cerem de la Dumnezeu, ne spune Scriptura, Dumnezeu în bunătatea Lui ne ascultă rugăciunea. Și dacă spui, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu te ascultă și te iartă. Și dacă spui, Doamne, dă-mi putere să mă apropiu de Tine, Dumnezeu îți dă putere să te apropii de El. Și dacă spui, Doamne, aș vrea să mă umpli de Duhul Sfânt, Dumnezeu te umpli de Duhul Sfânt. Și dacă spui, Doamne, te rog să mă vindeci, Dumnezeu te ascultă. Și dacă spui, Doamne, te rog să-L mântui pe cel drag mie, Doamne, te rog să intervii în situația mea, în cauza mea, în problema mea, Dumnezeu din înaltul cerului își pleacă urechea spre Tine și te ascultă. Pentru că atunci când nu avem de ce să ne mustre conștiința, fiind iertați de păcatele noastre în urma mărturisirii și pocăinței, iubiții mei, avem îndrăzneală la Dumnezeu, avem îndrăzneală în cântare, avem îndrăzneală în rugăciune, avem îndrăzneală să ne apropiem de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu este gata să ne primească, să ne binecuvânteze. De ce să iei cina Domnului Hristos în primul rând? Pentru a-ți aminti că poți să fii iertat. Nu știu cum stai cu iertarea în această dimineață. Nu știu cât de liber te simți în prezența lui Dumnezeu. Mai sunt lucruri pentru care te mustă conștiința? Mai sunt lucruri care se interpun între tine și Dumnezeu? Biblia ne spune că păcatele noastre se pun între noi și Dumnezeul nostru și îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Dar noi stăm cu Domnul la masă ca să ne aducem aminte că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, că sângele Lui s-a vărsat pe crucea Golgotei pentru păcatele tale și păcatele mele, ca noi crezând în El, mărturisindu-ne păcatele, pocăindu-ne de păcatele noastre, să avem iertare de la Dumnezeu și în felul acesta să avem liniște și pace sufletească. Martin Luther, marele om al lui Dumnezeu, marele reformator, era undeva ascuns într-un castel din Germania, era ascuns de papa de la Roma și la un moment dat, el era în plină reformă protestantă, la un moment dat traducea Scriptura. Era noapte și traducea Scriptura și a venit satana în formă fizică înaintea lui. Și spune felul următor: Martin, tu un om atât de păcătos, te-ai apucat să traduci Scriptura? Tu ești un om nervos, tu ai făcut, tu ai dres, tu ești un om păcătos. Biblia este cartea sfântă, este cartea lui Dumnezeu. Să o traducă alții care au o viață frumoasă, nu tu, păcătosule. Și zice istoria bisericească că în momentul acela, Martin Luther îi spune satanei, dar ce păcate am așa de mari? Și începe satana să-i spună diferite păcate. Martin Luther ia o pană, moaie pana în cerneală și apoi începe să scrie pe mai multe pagini păcatele pe care le-a făcut. Anumite vorbe, anumite fapte. Și spune istoria bisericească că efectiv satana, în formă fizică, s-a arătat înaintea lui și dicta anumite păcate. Ai fost acolo, ai zis. Ai fost acolo, ai făcut. Nu vezi, zice Luther, tu cu atâtea păcate te-a pus să traduci cuvântul, să traducă Scriptura oameni fără un trecut mizerabil ca tine. Și tot nota și tot nota Luther diferite păcate. Și la un moment dat satana se oprește și spune Luther, numai atâtea știi. Dar nu-s destul? Uite, câteva pagini pline de păcate. Zice, nu-s destule, mai am. El își ținea bine în minte păcatele. Și mai scrie încă câteva pagini de păcate. Ce-o zis, ce-o făcut, pe unde-o fost, ce-o gândit, asta nu le știa satana. Și satana efectiv dănțuia de bucurie acolo. Zice, vezi, păcătosule, tu te-a pus să traduci Scriptura, păcătosule. Cum te-a pus tu să traduci Scriptura? Să-i folosească Dumnezeu pe oameni sfinți, nu oameni ca tine. Și în momentul acela Martin Luther moaie pana în cerneală roșie și scrie de-a curmezișul foilor plin de păcate. Dar toate aceste păcate au fost spălate în sângele mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.
Iubiții mei, sângele lui Hristos a vărsat pentru tine și pentru mine. Și poate uiți la viața ta și mă uit la viața mea, dar se poate? Noi oameni atât de slabi și de păcătoși. Uneori poate ne certăm în familie, soțul și soția, strigăm la prunci, pruncii strigă la noi. Alteori poate suntem nemulțumiți, scârtitori înainte de Dumnezeu. Poate nu postim, poate nici nu mai știi de când ai postit. Poate uneori se mai întâmplă ca să scap, nu știu, cu fața curată, mai spui câte o minciună, mai câte o bârfă, câte ceva ce îți place despre ceva care nu-ți place. Poate câteodată mai faci ceea ce nu-i place Dumnezeu și zici, Doamne, pot eu în dimineața aceasta să stau înaintea Ta? Tu mai poți pe un păcătos ca mine să-L ierți? Doamne, Tu mai poți pe un păcătos ca mine să-L umpli de Duhul Sfânt? Doamne, pe un tânăr ca mine, care am atâtea rateuri spirituale, Tu mai poți să-L folosești în viitor? Poți, Doamne, să schimbi viața mea, poți să trăiesc, dar să nu mai trăiesc eu, ci Tu, Doamne, să trăiești în viața mea, se poate lucrul acesta? Și răspunsul este da. Și ziua aceasta, dacă ne mărturisim păcatele, Domnul este credincios și drept și bun mărit să-I fie numele, să ne ierte toate păcatele, să ne curățească de toate nelegiuirile noastre. De ce să iei cina Domnului? În primul rând, pentru a-ți aminti că poți să fii iertat. Sângele acesta, spune Hristos, se varsă pentru iertarea păcatelor voastre. Doi, de ce să iei cina Domnului? Pentru a învăța să spui mulțumesc. Pentru a învăța să spui mulțumesc. Astăzi, mai mult ca oricând, oamenii sunt nemulțumiți. Suntem nemulțumiți de felul în care arătăm. Suntem nemulțumiți de mașina pe care o conducem. Suntem nemulțumiți de proprietatea în care locuim sau pe care o avem. Suntem nemulțumiți de felul în care ne tratează oamenii. Suntem nemulțumiți uneori în familie. Atâția bărbați nu sunt mulțumiți de nevestele lor. Atâția neveste nu sunt mulțumite de bărbații lor. Atâția copii nu sunt mulțumiți de părinților și atâția părinți nu sunt mulțumiți de copii. Trăim o vreme în care oamenii sunt extrem de nemulțumiți. Ți-a luat o mașină frumoasă. Așa a fost de bună de el, mama. Câteva săptămâni mai târziu, mă, nu trage motorul cum trebuie, n-are suficient cai putere, nu-i suficient de confortabil. Dacă are cai mulți putere, confortabilă, e mare, e generoasă, mă, mănâncă prea mult, e prea mult de plătit după ea. Totdeauna nemulțumiți. În adunare, mă, dar pe ce predică așa din ce? Nici putere n-are, mă. Altul vorbește mai tare, dar ce strigă în halul ăsta? Păi nu vede el care avea microfon la adunare? Ce-i cu muzica asta? E o muzică prea nouă. Ce-i cu muzica asta? Păi e din anii 90, în anii 80. Ce-i cu rugăciunea asta? Ce strigă ăștia în halul ăsta? Mă, dar păi nu știi că Dumnezeu Preasfânt e acolo lângă ei și ascultă? Dar păi ce-i cu ăștia că se roagă așa, mă, nici putere n-au? Dar păi nu ori mânca nimic de dimineață? Nemulțumiți și un spirit critic în noi de numai. Nemulțumiți când dă Dumnezeu soare, nu-i bine că e soare. Când îi ploaie, nu-i bine că e ploaie. Acum am să zic că la voi e foarte mult soare. Dar în România și știți bine, și plouă, și soare, și tătătii. Dar totdeauna nemulțumiți. Avem această ispită noi de a fi totdeauna nemulțumiți. Suntem ca acea mamă care era foarte nemulțumită. Într-o zi, cineva o vede foarte supărată și spune, măi femeie, de ce ești așa de supărată? Zice, eu am un fecior, zice, care vinde sandale. Și acum zice, dacă plouă toată ziua, cui mai vinde el sandale? Auzi, rogă Dumnezeu să aducă soare și ea mere bine, a putea să, vinde, să vândă sandale. S-a rugat și Dumnezeu în bunătatea lui aduce soare, o căldură de aia de mamă. Se întâlnește o mâncășiu iar o vea de tristă, posacă, necăjită. Dar ce ai, măi, femeie, că ești așa de necăjită? Zice, uite, domne, uite, e soare pe bolta cerului. Numai soare, soare, soare. Eu mai am un prunc, zice, care vine umbrele. Cui le mai vindeam? Așa suntem de multe ori. Dar Hristos Domnul la un pas de moarte, în câteva momente o să fie arestat, trădat de unul dintre cei 12. Iuda îl vinde pe Hristos. Știți pentru cât îl vinde Iuda pe Hristos? Pentru salarul de o lună de muncă în Israel în vremea respectivă. Deci 30 de arginți era salarul pentru o lună de muncă. Cam ieftin l-a vândut Iuda pe Domnul. O lună de serviciu, o lună, o plata pentru o lună de zile. Ăla de bază, ucenicul tău de bază, când ți-e lumea mai grea, are să spună, eu pe Iisus nu-L cunosc. Dar nu numai așa că zice, auzi, mi se pare mie cunoscut de undeva, dar parcă nu-L cunosc foarte bine. Cum zicem, când nu suntem siguri că îl cunoaștem, nu-L cunoaștem. Zice, s-o blestemat. Adică, imaginează-ți la un moment dat situația, cel mai bun prieten al tău într-o situație în care tu ai nevoie. Omul tău, cheie pe care tu te bazezi, nevasta, bărbatul, pruncul, să se blesteme, să se jure că nu te cunoaște. Nu asta o păți Hristos. Ba mai mult spune Scriptura că toți ucenicii, absolut toți cu Ioan în frunte, toți ucenicii ori plecat, ori fugit. Și a rămas Hristos singur. Pus la stâlpul de tortură, era chinuit într-un mod inimaginabil, inimaginabil. Atunci când era biciuit, bicele romane aveau mai multe curele și fiecare curea avea în capăt câte o bucată de plumb. Spun istoricii și Iosif Flavius în special, în momentul în care îl lovea pe un om, îi smulgea bucăți de carne de pe trup. Îl lovea pe față, îl lovea pe spate, pe picioare, niște suferințe de neimaginat.
Mai mult, pe crucea Golgotei are impresia că până și Dumnezeu Tatăl îl părăsește. Spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu există formă mai gravă, mai dramatică de execuție decât crucificarea. A fost inventată de cartageneni și perfectată de romani. Nu există formă mai cruntă de execuție, de ucidere a cuiva, decât să-l răstignești. Istoria spune că a fost cea mai dramatică formă de execuție, execuția prin răstignire. Și cu toate acestea, Hristos, știind tot calvarul acesta, mulțumește lui Dumnezeu. Ca noi peste vremuri, când stăm la masa lui Hristos, să începem din nou să spunem: Doamne, îți mulțumesc. Pentru că Biblia are dreptate, cel cu inima mulțumitoare, știți ce are? Un ospăț necurmat, oameni frustrați, amărâți, posaci, amărâți. Ce face Dumnezeu, niciodată nu-i bine. Nu-s bun politicienii, nu-s bun guvernanții locali, nimeni nu-i bun. Nu-i bună nevasta, nu-i bun bărbatul, nu-s bun pruncii, nu-s bun Adidas, nu-s bun pantofi, nu-s bune haine, nici mâncarea nu mai, ce-a fost altă dată. Totu-i vai de capul nostru. Și atunci te miri că ești depresiv, ești anxios, simți că pică totul peste tine, că viața ta mai are nicio semnificație. Astăzi am citit o statistică îngrijorătoare. Teoretic, România are acasă, în România are 19 milioane de locuitori. Eu mă îndoiesc că sunt 19 milioane, dă bine la politică să mai bagi niște voturi în plus. Dar probabil că suntem o 17-18 milioane așa pe bune în România. No, din ăștia, imaginați-vă, 6 milioane, spun specialiștii, avem probleme o lecuță cu supărare, așa, cu emoționale. Suntem o lecuță afectați. 6 milioane. Și unul dintre motivele în care suntem o lecuță afectați, spun psihologii, este nemulțumirea. Ei, Hristos în dimineața aceasta ne aduce la masa Lui să învățăm din nou să fim mulțumiți. Mulțumim, Doamne, că ai murit pentru noi pe crucea Golgotei, că avem valoare în ochii Tăi. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca fiecare dintre noi, crezând în El, să nu pierim, să avem viață veșnică. Atâta valoare avem în ochii Domnului, încât a mers Hristos în glorie și ne pregătește un loc. Și, Doamne, ce loc frumos! De 2000 de ani Tot ne pregătește locul. Ce loc fantastic va fi locul acela. Dacă de 2000 de ani Hristos îl tot pregătește, nu, pentru tine și pentru mine, nu-i motiv de mulțumire? Ne iartă Dumnezeu păcatele, ne ascultă Dumnezeu rugăciunea. A venit Dumnezeu și a locuit cu noi, slăvit să-i fie numele. A făcut Dumnezeu din ființa ta, din trupul tău, din trupul meu, din ființa mea, temple ale Duhului Sfânt. Suntem purtători de Dumnezeu. Avem biserică în care să auzim cuvântul, să ne rugăm, să-L căutăm pe Dumnezeu. Avem familii minunate. Totul ar trebui să se schimbe în viața noastră. Privește la cel de lângă tine ca la darul Dumnezeu pentru tine, la nevastă ta, la bărbatul tău, la prunci. Păi prunci aici, vai, cât mă stresează. Ia vorbește cu unul care nu are. Noi n-am avut 8 ani de zile prunci. Deci am și nu ori dormit toată noaptea. Bine, s-a mai schimbat alea că treaba că nu dormeam noaptea. Dar când nu ai copii astăzi, bă, să nu doarmă toată noaptea. Toată noaptea să stau străjer ca soldatul în post. Dar să am copii. E un har să ai copii care te deranjează noaptea. Slăviți să fie Domnul. Dacă nu crezi, vorbește cu unul care nu poate avea copii. Să vezi ce ar zice. E har de la Dumnezeu că ne avem unii pe ceilalți în familie, că avem părinți, avem socri. Ne avem unii pe ceilalți, măi, frații mei. Ce-ar fi de un om să nu aibă o comunitate, o biserică? Dumnezeu ne-a dat har, avem atâtea motive de mulțumire. Frate, dar păi nu trage mașina suficient. Dar voi, frate, nu-i încăpător spațiul ăsta. Păi, frate, schimbă-ți atitudinea și ți se va schimba viața. Noi venim la cina lui Hristos pentru a învăța să spunem mulțumesc. Hristosul lui Dumnezeu a mulțumit Tatălui pentru sângele pe care îl va vărsa, măcar că veneau momente foarte dramatice. De asta Hristos este cel mai fericit dintre oameni. Fiul lui Dumnezeu este plin de fericire, pentru că a învățat să spună mulțumesc. Într-o zi un om pe autostradă și-a luat o mașină foarte frumoasă și mergea el cu geamurile lăsate, așa mai ușurel, mașină bună, muzică frumoasă, mergea pe autostradă încântat de numai. Ce mașină grozavă și-a luat? Și, într-adevăr, o mașină foarte grozavă. Dar la un moment dat aude așa gălăgie mare, când scoate capul pe geam, că nu avea viteză, vede un elicopter. I-a pierit bucuria. Zice: Doamne, bună și mașina mea. Extraordinară, da, dar și avea elicopter. Între timp, unul cu o mașină, așa și un tâc și un tâc, vinea și el, scutura mașina, nu prea mergea. Zice: Doamne, nu-i rău, zice, ca mașina asta, dar ia câte, dacă aș avea și eu ca și ala o mașină, aș fi cu adevărat bucuros. Între timp, unul pe acolo, pe lângă autostradă, venea pe un drum paralel cu o motocicletă. Dar nu o motocicletă, deci o motocicletă, așa. Zice: nu-i rea, nu trebuie să dau la pedale pe bicicletă, dar măcar o mașină de-aș avea. Nu m-ar ploua, nu m-ar bate soarele. Între timp, unul care pedala de numai, zice: Doamne, fac sport, e foarte bine, mulțumesc pentru asta, dar dacă aș avea și eu, zice, măcar o motocicletă de asta, cât de bine ar fi, cât de repede aș ajunge, nici n-aș transpira. Între timp, unul mergea pe jos, zice: Doamne, nu-i rău că pot umbla pe jos, nu-i rău, dar dacă aș avea măcar o bicicletă.
Deja ne ducem spre oraș și la un moment dat undeva într-un balcon, un om într-un cărucior cu rotile spune: Doamne, de-aș avea și o picioare. Mă rog să ne ajute Dumnezeu să ne uităm la ce avem, nu la ce nu avem. Și în această zi stăm cu Iisus Hristos la masă să învățăm să mulțumim din nou lui Dumnezeu. Pentru jertfa lui Hristos, pentru Duhul lui Cel Sfânt, pentru cuvântul lui, pentru patimile lui, pentru tot ce ne-a dat, pentru tot ce suntem, pe toate ele datorăm lui Dumnezeu. De ce să iei cina Domnului? Pentru a-ți aminti că poți să fii iertat. Doi, pentru a învăța să spui mulțumesc. Trei, pentru a-L accepta pe Cel care este diferit. Pentru a-L accepta pe Cel care este diferit. Eu când mă uit la ucenicii lui Hristos, că zice Iisus, bezi toți din paharul acesta, toți. Păi erau doi ucenici al lui Hristos, dacă înainte s-ar fi întâlnit ăștia doi, înainte de momentul chemării lor în ucenicie, s-ar fi bătut toată ziua. Unul era Matei Vameșul, Levi, care era prieten bun cu romanii, ăsta colecta taxe de numai, îi supraimpozita pe evrei, și era prieten bun cu romanii, celălalt știți cine era? Simon Zelotul. Ăștia făceau revoluții, ăștia se băteau cu romanii, ăștia când îl vedeau pe câte un evreu de ăsta că se pune bine cu romanii, îi atacau noaptea, îi băteau, îi jefuiau. No, imaginează-ți că 2 din 12 îs efectiv la poluri opuse. Unul e Simon Zelotul, un om zelot, ăsta e dușman de moarte cu romanii și cu toți prietenii romanilor, iar celălalt este Matei Vameșul, prietenul bun al romanilor. Omul romanilor care colectează bani pentru romani. Și Hristos pe ăștia îi pune împreună. De ce? Ca noi să înțelegem că la cina Domnului Hristos, Dumnezeu ne pune pe toți împreună. Pentru a accepta pe Cel care este diferit. Amai, ne uităm la ceilalți, suntem diferiți. Suntem diferiți din punct de vedere al vârstei. Unii suntem mai tineri, alții mai în vârstă. Suntem diferiți poate din punct de vedere financiar. Unii au mai mulți, alții mai puțini. Din punct de vedere al studiilor. Unii au mai multe studii, alții mai puține. Suntem diferiți din punct de vedere al, nu știu, plăcerilor, a pasiunilor. Unii îi place muzica într-un fel, altul într-un alt fel. Unii îi plac anumite lucruri, altii îi plac alte lucruri. Suntem diferiți. Gândim diferit, vorbim diferit. Iubiții mei, însă este foarte important să înțelegem că la masa lui Hristos suntem chemați să ne acceptăm unii pe ceilalți. Noi, atunci când cineva e diferit de noi, zicem că este pe un drum greșit. Spunea un om al lui Dumnezeu, odată cu trecerea anilor, când am fost tânăr, zice, am crezut că singurul mod în care se poate proceda în viață este modul în care gândesc eu. După ce au trecut ani peste mine și am câștigat multă experiență de slujire, am văzut că orice lucru se poate face în mai multe feluri. Iubiții mei, este o realitate. Haideți, atunci să nu mai tot cramponăm în cel de lângă noi. Mă, este într-un fel, muzica tinerească este nu știu cum. Mă, ba la tobe. El alt zice, mă, cântă la acordeon, frații mei în vârstă. La un moment dat în Oradea era un război adevărat între cântăreții noi și cântăreții vechi. Care e muzica cea mai bună? Știi care e muzica bună? Care e măsurată, echilibrată și te duce în prezența lui Dumnezeu. Restul ține de gustul, de preferințe. La unul îi place, la unul îi place pianul, la altul îi place chitară, la altul îi place toba, la altul îi place acordeonul. La unul îi place o predică mai dinamică, la altul o predică mai de învățătură. Suntem diferiți, dar frumusețea este că Iisus Hristos la poala crucii Lui ne primește pe toți și ne unește. Iubiții mei, când venim la cina lui Hristos, suntem chemați să ne acceptăm unii pe ceilalți. Tinerii, ei cu lumea lor, frații în vârstă cu lumea lor, nu este corect așa. Toți împreună, o familie, familia lui Hristos, mărit să fie numele. Apoi noi suntem nu știu cum, voi sunteți nu știu cum, toți împreună, pe urmele lui Hristos. Dacă a reușit Domnul performanța de a-i pune pe ăștia doi împreună, eu zic că ne poate pune și pe noi împreună. Aici nu suntem nici vameșii romanilor, dar nici zeloții din Israel. Imaginează-ți că ăștia toată ziua s-ar fi bătut. Deci eu cred că Simon Zelot a bătut pe mai mulți ca Levi înainte. Și acum ei doi frumos la masă cu Iisus, 12 ucenici și Iisus Hristos acolo. Dar asta o face Domnul, mărit să-i fie numele. Domnul ne pune împreună, Dumnezeu ne adună împreună, slăvit să-i fie numele. Domnul ne cheamă la masă lui ca să-l accetăm pe celălalt. Într-o zi, în urmă cu ceva vreme, a venit un om sărac la un om bogat să ceară pâine. Bogătașul avea niște oaspeți și nu prea a vrut așa să-și facă de lucru cu el în văzul oaspeților. Și zice, auzi, hai pe la ușa din spate și îți dau pâine. Numai nu acep în față că am niște oaspeți mai importanți. Nu, merge omul la nevoie, ce nu face omul? Se duce pe ușa din spate și așteaptă să iasă bogătașul. Bogătașul ia și îi aduce o bucată de pâine și zice, ți-o dau cu dragă în numele Domnului Hristos, dar înainte să spunem o rugăciune. Zi după mine, zice el, Tatăl nostru care ești din ceruri. Omul sărac zice, Tatăl lui care ești din ceruri. Bă, zice, n-așa, zi așa, Tatăl nostru care ești din ceruri. El din nou, pa lui, Tatăl lui care ești din ceruri. Bă, zice, mă enervezi. Dacă nu zici cum trebuie, eu nici nu mai dau nimic. Zi după mine, Tatăl nostru care ești din ceruri. El are Tatăl lui care ești din ceruri. Zice, tu-i dă-te în pace. Domnul îi zice, dacă noi am fi frați, adică Tatăl nostru, dacă e Tatăl nostru, eu cu tine sunt frați. Da, zice.
Ce ar zice tata știind că tu schimbi fratele pușat în spate? Iubiții mei, să ne ajute Dumnezeu să ne iubim unii pe ceilalți. Să ne ajute Domnul să ne cinstim unii pe ceilalți. În plin război civil în America, un om de culoare a plecat lângă un general și a venit cineva contra de cum se poate așa ceva, domne? Un sclav lângă un general. Și ascultați ce spune generalul acesta. Domnule, zice, sub crucea lui Hristos pământul este același. De aceea uită-te la cel de lângă tine, nu contează că e sărac sau că e bogat, nu contează că e mai mic sau că e mai mare, că e mai tânăr sau mai bătrân, nu contează cine este. Sub crucea lui Hristos pământul este același. Haideți în această dimineață când vom sta cu Iisus Hristos la masă să înțelegem că noi suntem chemați să fim una în Iisus Hristos, să-L acceptăm pe Cel care este diferit. De ce să iei cina Domnului a treilea rând pentru a accepta pe Cel care este diferit? Dacă nu-ți vine să-L accepti pe Cel de lângă tine, adu-ți aminte că Simon Zelotul trebuie să-L accepte pe Matei Vameșul. Dar și Matei Vameșul, după ce a fost bătut de câteva ori în viața lui de către ăștia zeloții, și el o trebuie să-L accepte pe Zelotul. Trebuie să ne acceptăm unii pe ceilalți. Asta este vestea bună. Sub crucea lui Hristos în Biserica Dumnezeu, toți suntem la fel de importanți. Toți suntem la fel de iubiți de Dumnezeu. Nu există, Domnul, auzi, are Dumnezeu niște prunci preferați? Toți suntem iubiți de Dumnezeu. De ce să-i cina Domnul în treilea rând pentru a accepta pe cel care este diferit? Și patru, pentru a trăi în așteptarea lui Hristos. De ce să-i cina lui Hristos? În al patrulea rând, pentru a trăi în așteptarea revenirii lui Hristos. Nu știu când a fost ultima dată când te-ai gândit la faptul că Iisus Hristos stă să vină. Acum, adevărul este că cei care sunteți mai în vârstă a trăit perioada comunismului în România și erau vremuri grele. Și în general, când sunt vremurile grele, omul așteaptă venirea lui Hristos. Când sunt vremuri bune, băi, dacă vine Hristos, ce să ne bucăm asta? Vorba unui frate, îți auzi, mă, frate, zice, s-o bucură de casă. Și când vine Iisus cu trosne și cu tunet, îți arde casa de numai. Și când te gândești că ai trebuit să tapi într-o casă și în sfârșit ai casă pusă la punct, în detaliu, parcă nu s-ar pica chiar bine să ardă cu foc și cu trăznet. Și atunci parcă nu ne prea gândim la venirea lui Hristos. Ți-a luat o mașină, știi, Domnul, că ai trudit pentru ea. Și atunci te gândești tu că vine Domnul și nu te bucuri de ea și o arde. Dar unul care nu a avut înainte mașină, nu a avut unde să stea. Noi suntem sănătoși, în general se trăiește foarte bine. Dacă în evul mediu speranța de viață era undeva la 30-35 de ani, astăzi se trăiește, mai ales în țările astea dezvoltate, undeva la 80-84-85 de ani. Asta este speranța de viață aici, în Europa. Vă dați seama cam cum s-a schimbat raportul de așa? Astăzi poți să mănânci ce-ți pică bine, ai de toate. În bună stare omul nu prea se gândește la venirea lui Hristos. Dar când ești beteag, când ești prigonit, când ești în situații delicate, atunci numai la venirea lui Hristos. Bunăstarea este o mare binecuvântare, dar ascultați-mă, s-ar putea propășirea financiară, bunăstarea pe care noi avem astăzi și aici în Spania și în România, har Domnului, peste tot o ducem bine acum. S-ar putea lucrul acesta să ne fure ochii de la veșnicie, să nu ne mai gândim că Iisus Hristos stă să vină. Dar noi venim la masa lui Hristos tocmai ca să ne aducem aminte că nu suntem veșnic pe pământ. Că Iisus Hristos va veni într-o zi să-și ia biserica, zice așa Hristos, nu voi mai mânca din pâinea aceasta, nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua în care le voi mânca cu voi și le voi bea cu voi în împărăția Tatălui meu. Și biserica întotdeauna când vine la masa lui Hristos și aduce aminte că într-o zi, noi toți care suntem aici cu Domnul la masă, vom sta cu Domnul la masă în împărăția Lui. Cu alte cuvinte, stăm în așteptarea revenirii lui Hristos. Cam se întâmplă ceva. Când te pregătești de revenirea lui Hristos, dintr-o dată viața ta se schimbă. Doi frățiori s-au bătut de numai. Cum era normal, ăla mai mare l-a bătut pe ăla mai mic. Și l-a bătut cam zdravă. E umflat-o alea cu ochii. Mama zice, mă copii, dacă vine Domnul la noapte, rămâneți amândoi jos la răpire. Ridicați-vă, împăcați-vă, că dacă vine Domnul la noapte, rămâne jos. E foarte important că te gândești la răpire, că vine Domnul, dintr-o dată se schimbă perspectiva asupra vieții. Ce, ridicați-vă din pat amândoi de urgență, împăcați-vă, că poate vine Domnul la noapte și rămâne jos la răpire. Se ridică ei amândoi din pat, așa ca doi ursuleți nervoși, necăjiți. La un moment dat se îmbrățișează, se pupă, mama bucuroasă cu pace între copii, le urează noapte bună. Stinge becul când se asigură la mai mare că a ieșit mama sa din cameră și zice, bă, de nu vine Domnul la noapte să vezi mâine ce-ți dau. Cam așa suntem noi în general. Când vine cina, bă, gata să seamă, ne împăcăm. Cu cine ești certat? Soțul și soția, bă, dintr-o dată pacea Domnului Iisus Hristos. Măi, nevastă, hai să nu ne certăm, măcar până după cină. Dar dacă tot timpul te gândești, auzi, eu nu iau cina de dragul cinei, ci eu iau să mă pregătesc să mă întâlnesc cu Domnul. Dintr-o dată se schimbă totul. Că e cina, ci, dar până tă vine Domnul, ești tot în pregătire, drept-i? Ei, când stai astăzi cu Domnul la masă, adu-ți aminte că vine Domnul Iisus Hristos, mări să-i fermele. Vine Domnul să-și ia biserica. Și asta este marea noastră speranță creștină, că Iisus Hristos va veni pe nori de slavă, să ne ia într-o zi din lumea aceasta. Zice Hristos, nu voi mai bea din rodul viței,
până ziua în care îl voi bea nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Să ne ajute Dumnezeu să avem speranța revenirii. Știți de ce erau oamenii altădată, îmi spuneau frate păstor, știți de ce, măi, fraților, erau așa de plini de oamenii pentru Domnul de râvnă? Nu se mai săturau de adunare, posteau, se rugau, citeau Scriptura? Pentru că trăiau tot mereu în așteptarea revenirii lui Hristos. Eu te întreb în această dimineață, când stai în prezența lui Dumnezeu, când a fost ultima dată când te-ai gândit că Iisus Hristos vine? Când te-ai rugat ultima dată, Doamne, aș vrea să vii și mai mult aș vrea să fiu gata când o să vii și aș vrea eu și casa mea, Doamne, să fim pregătiți să ne întâlnim cu Tine? Când a fost ultima dată când te-ai gândit la revenirea lui Hristos? Uitați-vă în jurul vostru, totul ne spune că Iisus Hristos vine, toate semnele spun că Iisus Hristos vine. A fost ciuma aceasta, pandemie, așa să vorbim parcă așa ciudat, până în pandemie și după pandemie, fără să vrem, spunem așa. Ciuma, pandemia aceasta în gândirea biblică este reprezentată de ciumă. Iubiții mei, vești de război, pe amur războie, uitați-vă ce războaie sunt pe aici acum. Cu tremuri de pământ, ce-a fost nu de mult în Turcia, foamete, păi ce foamete grozavă, noi nu prea ducem lipsă, nu prea ducem lipsă în Europa, dar ce foamete este în Africa, câți copii nu mor de foame în fiecare zi, că nu au un euro să mănânce și cu un euro ar supraviețui. Noi dăm cu mâncare la coș, aruncăm foarte multă mâncare, mai ales noi românii, nu știu cum e, că ciudat, n-am fost așa noi oameni bogați la viața noastră, că nu suntem noi europenii ceilalți. Nu știu, cum Spania, cum e Germania, Franța sau așa. Dar noi am fost obișnuiți să mai aruncăm așa mâncare. Aruncăm foarte multă mâncare. Dar uitați-vă să vedeți, noi nu punem preț pe ele. Când i-a dat Dumnezeu, mări să-i fie numele. Dar sunt oameni care sufăr de foame. Toate astea ne spun că Domnul vine. Dar e un semn mai puternic decât toate celelalte că Iisus Hristos vine. Știți care este semnul? Dragostea celor mai mulți se va răci. Și acum nu te du la ăla de lângă tine că-l critici. Sau la ăla de lângă mine că-l critic. Uită-te la tine și o să mă uit la mine. Dar pe cinstit e vorbind. Că Domnul e aici cu noi în adunare, slăvit să-i fie numele. Întreabă-te la modul cel mai sincer, Doamne, eu pe tine te mai iubesc altă dată. Adică mai ești tu, Doamne, centrul vieții mele sau, Dumnezeule, tu nu mai ești centrul vieții mele de ceva vreme. Adică eu îmi văd de viața mea, eu îmi văd de drumul meu, nu mai ești tu centrul vieții mele. Să ne dea Dumnezeu dragoste față de El. Ce am împotriva ta, spunea Domnul unei biserici, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ce-i dragostea din tâi când te îndrăgostești și nu mai știi, te pierzi cu firea, mai știi ce să zici în fața iubitei tale sau iubitului tău? Dragostea din tâi, în gândirea biblică, este acea dragoste care îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viață. De ce să-i cina lui Hristos în al patrulea rând? Pentru a trăi în așteptarea revenirii lui Hristos. Un tată, în urmă cu ani și ani de zile, urma să plece într-o delegație. Și-a chemat băiatul, un băiat de vreo 4-5 ani, și-a spus, dragul tati, tata pleacă, dar se întoarce la primăvară. Nu erau pe atunci telefoane, faxuri. Și a spus, dragul tati, tata se întoarce la primăvară. Băiatul nu știu ce e primăvară și tata a văzut că era puțin încurcat. Și spune, dragul tati, o să vină toamnă. O să-ți dai seama că e toamnă pentru că vor cădea frunzele din pom și din copaci. Iarba se va usca. După aceea zice, va veni iarnă, va ninge frumos ca în povești. Te vei da cu sania și vei ști că iarnă. După ce va trece iarna, zăpada se va topi. Vei ieși afară, vei juca fotbal cu ceilalți copii din vecini. Și o să-ți dai seama, dragul tati, că a venit primăvara și se întoarce tata acasă. Pentru că toți pomii vor fi în floare. Iarba va fi proaspătă, florile vor înflori, dar mai ales pomii vor fi în floare. A venit toamna, a plouat, a bătut vântul și au căzut frunzele. A venit iarna și a nins ca în povești. Și băiețelul se dădea cu sania cu ceilalți copii din vecini. A trecut după aceea și iarna și a început să apară soarele și a început să se încălzească afară și băiatul și-a luat mingea și a început să joace fotbal cu ceilalți vecini. Într-o zi, jucând fotbal, a dat cu mingea în sus. Când a dat cu mingea în sus, a privit. Toți pomii erau în floare. A lăsat mingea și a alergat în casă la maică-sa și a spus, mamă, mamă, vine tata! Mamă, mamă, vine tata! Soția de urgență lasă lucru în casă, aleargă în stradă să vadă unde este soțul ei. Se uită în stânga, în dreapta, nicăieri bărbatul său. Dragul meu, zice, mi-a spus că vine tata. Unde e tata? Mamă, zice, tata mi-a spus că atunci când înfloresc pomii, el vine acasă. Toate semnele ne spun că Domnul nostru vine. Toate semnele spun că Domnul vine. Bunăstarea și succesul și propășirea materială ne ia ochii de la venirea lui Hristos. Dar în această zi noi stăm cu Domnul nostru Hristos la masă. Să ne aducem aminte încă o dată că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Iisus Hristos revine, mări să-i fie numele. Și biserica astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să privească spre revenirea lui Hristos ca să nu se piardă. Ca să nu se piardă credința, să nu ne pierdem pe drumuri. Trebuie să gândim mai mult, să ne rugăm mai mult, să așteptăm mai mult venirea lui Hristos. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta!
De ce să iei cina Domnului? În primul rând, pentru a-ți aminti că poți să fii iertat. 2. Pentru a învăța să spui mulțumesc. 3. Pentru a accepta pe cel care este diferit. 4. Pentru a trăi în așteptarea revenirii lui Hristos. Și Pavel spunea în Corinteni, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși așa să mănânce. Pentru că cine mănâncă într-un mod greșit, se usândește singur. Dar cine se cercetează pe el însuși, mănâncă spre viață și binecuvântare. Cu permisiunea fratelui păstor, vă invit să ridicați în picioare. Aș vrea să plecăm fețele și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne mărturisim păcatele și aș vrea să ne mărturisim slăbiciunile. Și aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu să ne acorde iertare. Și aș vrea să-L rugăm pe Dumnezeu să pună din nou în noi un duh de mulțumire, aleluia. Și să-I spunem, Doamne, ajută-ne să ne acceptăm unii pe ceilalți în iubirea Ta sfântă. Și ajută-ne, Doamne, mai mult ca oricând astăzi și începând de astăzi să ne gândim mai mult la faptul că într-o zi o să vii. Și Te rugăm, Doamne, Dumnezeule, ajută-ne și astăzi să ne împărtășim cu speranța aceasta a revederii cu Tine, Doamne, în veșnicia glorioasă. Și ajută-ne, Doamne, pe toți care astăzi stăm cu Tine la masă și pe cei ce nu pot să stea la masă astăzi, din diferite motive. Ajută-ne, Doamne, într-o zi să ajungem cu Tine în împărăția Ta și acolo să stăm cu Tine la masă, aleluia. O, lasă sângele Tău să ne spele, să ne curățească, Duhul Sfânt să ne umple de prezența Ta, aleluia. Și în această zi să primim viață din viața Ta și putere din puterea Ta. Plecăm fețele și cu toții ne rugăm lui Dumnezeu.